Perioada sărbătorilor de iarnă se apropie cu pași repezi, iar Moșul și-a trimis mesagerii încărcați cu daruri să vină în sprijinul familiilor defavorizate. Femeile socialdemocrate, alături de președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, sprijiniți de președintele PSD Mehedinți, Aladin Georgescu, au mers în comuna Gruia la o familie cu 11 copii pentru a le aduce un strop de bucurie în preajma sărbătorilor de iarnă. Noi suntem femeile social-democrate de la PSD. Domnul Cupița este președintele tineretului de la PSD. Vă spunem sărbători fericite! Mulțumim! Sănătoși! La și ne vedem cu bine. Cu mine vă vedeți mai des, că eu sunt de aici pentru ea. M-am înșelat. Da. Fiți sănătoși. Și cu mine o să vă vedeți mai des. Mă bucur că v-am văzut, o să mai vin la voi. Da. Vă așteptăm cu mare drag. Așteptați pe doamna? Da! Ce să mai... Și anul acesta, femeile socialdemocrate din județul nostru, alături de președintele TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, nu au uitat familiile defavorizate care nu au ce pune pe masă de Crăciun. Astfel, de această dată, mesagerii Moșului au mers la o familie cu 11 copii din comuna Gruia pentru a le oferi atât produse alimentare de bază, dulciuri, dar și pizza celor mici. Bine, cu ea mă și mănâncă. Rușine. Nu o să luăm și la copii, că sunt mai sunt copii aici afară. Dacă sărbătorile de iarnă înseamnă pentru cei mai mulți dintre noi bucurie, fericire și o masă bogată, această familie numeroasă din comuna Gruia avea nevoie de sprijin în această perioadă. Organizația Femeilor Social-Democrate din Mehedinți a dorit să aducă spiritul Crăciunului în casa acestei familii. Am ales astăzi să vin în comuna Gruia, pentru că este un loc foarte special pentru mine, este locul copilăriei mele, este locul în care eu mi-am petrecut toate vacanțele până la vârsta de 18 ani. Am venit la o familie cu 11 copii, bucuria de pe chipurile lor cred că este cea mai mare răsplată pentru mine. Am întâlnit niște suflete inocente extraordinare și vreau să mulțumesc pe această cale femeilor din Organizația Județeană PSD și președintelui TSD Mehedinți, Alexandru Cojocaru, pentru tot sprijinul pe care mi l-au acordat. Este prima acțiune de acest fel pe care am început-o în calitate de președinte PSD Gruia și vor urma și altele. Suntem în luna cadourilor, luna în care magia se întâmplă. An de an, în luna decembrie, oamenii cu suflet mare vin în sprijinul copiilor, familiilor, din medii socioeconomice vulnerabile. De departe, cei mai fericiți au fost micuții, a căror bucurie li se putea citi pe chipuri. S-a părut această surpriză din partea femeilor socialdemocrate? Frumoasă, foarte, îmi place, minunat. V-ați bucurat de această surpriză? Da. Preajma sărbătorilor de iarnă? Da. Ce ați primit voi? Pizza, dulciuri. Cum vi s-a părut? Frumos. Foarte frumos și vă mulțumim frumos că ați venit și pe la noi. Ați apreciat? Da, foarte mult. Am văzut că ați primit și dulciuri. Da, am primit de toate. Este o fetiță cu minte? Da. Da? Și ce ți-a adus ție aici, Moșu? De toate. De toate. De toate? Ți-a plăcut această surpriză? Da. S-a părut această surpriză? Frumos. Ți-a plăcut ce ai primit? Da. Familia a fost extrem de recunoscătoare, pentru că cu siguranță să ai grijă să nu le lipsească nimic de pe masă de sărbători celor 11 copii nu este ușor. Iar acest sprijin venit din partea femeilor socialdemocrate și a președintelui TSD Mehedinți Alexandru Cojocaru, sprijinit de președintele PSD Mehedinți Aladin Georgescu, a fost unul primit cu mult entuziasm de către toți membrii familiei. A venit mai devreme și a venit unde este nevoie. Cum vi s-a părut gestul femeilor socialdemocrate? Este foarte frumos și foarte bine, foarte... M-ați așteptat? Nu. Ne-am așteptat și ați făcut un gest foarte frumos. Și la copii care sunt mulți, 11 copii. Drogăz mi-a făcut și o să fiu recunoscător. Crăciunul este o sărbătoare plină de liniște și căldură, dar și un motiv de bucurie. Organizația Femeilor Socialdemocrate, alături de președintele TSD Mehedinți Alexandru Cojocaru, sprijiniți de președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți Aladin Georgescu, și-au dorit ca și cetățenii defavorizați cu o situație financiară precară să simtă spiritul celei mai așteptate sărbători din an. Acțiunile caritabile vor continua pe raza întregului județ Mehedinți.